Bună seara și bun găsit! Vă invit să urmăriți grupajul informativ al zilei. Să vedem pentru început care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Mai multe maternități din Maramureș se confruntă cu lipsa vaccinului antihepatita B. Zeci de băimăreni au reclamat modul de calcul al contribuției la cheltuielile Asociației de Proprietari. Nu suntem decât la jumătatea iernii, dar drumurile din Baia Mare arată ca după bombardamente. Lună și jumătate de iarnă, dar drumurile din Baia Mare arată deja ca după bombardamente. Pe majoritatea arterilor de circulație sunt gropi aproape la fiecare pas. Administrația orașului a demarat programul de asfaltări, dar în cartiere va trebui mai întâi să se scape de zăpadă. Baia Mare începe să scape încet încet de pătura de omăt care a acoperit orașul, însă peisajul este unul dezamăgitor atât pentru pietoni cât și pentru șoferi. Din cauza temperaturilor scăzute, dar și a materialului antiderapant utilizat, în carosabil au apărut deja mii de gropi. Aproape toate străzile din municipiu prezintă astfel de probleme. Primăria Baia Mare a început de ieri programul de asfaltări, chiar dacă temperaturile sunt încă destul de scăzute. Folosim în acest sens o tehnologie de asfaltare cu o mixtură asfaltică la rece. Este o tehnologie care permite ca un asfalt sau o mixtură ținută la 5 grade să poată fi pusă în operă în aceste condiții. Temperatura maximă sau cea mai coborâtă permisivă e până la minus 20 de grade. S-a mai procedat și anii anterior cu această tehnologie și a dat rezultate. Vom încerca să asigurăm cu aceste plombări toate arterele de circulație din Baia Mare care au suferit deteriorare în urma timpului rece. Primarul interimar speră să fie terminate aceste asfaltări într-o săptămână. În cartiere lucrurile stau diferit deoarece trebuie mai întâi dezăpezite. Pentru cartiere vom face un program de dezăpezire începând cu mâine sau poi mâine. Vom, împreună cu poliția locală și rutieră, vom încerca să și împreună cu sprijinul cetățenilor, bineînțeles, să asigurăm posibilități de intrare cu utilajele pentru dezăpezire, în sensul că să nu se parcheze în data respectivă pe carosabil, ca să putem interveni în mod eficient și să aducem carosabilul la negru. Lucrările de asfaltare sunt executate de o firmă din Cluj, cu care Primăria Baia Mare are încheiat un acord cadru. Necesarul de intervenții la reparații drumuri pentru anul 2017 fiind asigurat de către respectiva societate. Aproape 125.000 de tone de deșeuri menajere au fost colectate de firmele de salubrizare din județul Maramureș în primele 11 luni ale anului trecut. Cea mai mare cantitate de resturi au fost strânse de la populație. Din păcate, prea puțin din gunoaiele pe care le producem le și reciclăm. Statistica deținută de Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș evidențiază faptul că producem multe deșeuri în Maramureș, dar prea puțin dintre ele le și reciclăm. Cantitatea medie care se strânge lunar, să zicem, pentru județul Maramureș, putem să spunem că suntem undeva în jurul la 12.000 de tone. În condițiile acestea putem să spunem că în jur de 130.000, 140.000, 125.000 de tone anual, funcție de activitățile pe care le desfășoară populația. Aproximativ 73-74% sunt de la populație, iar diferența de 24-26% sunt de la agenții economici. Din cele două municipii unde se află concentrată cea mai mare parte a populației, se colectează și cele mai multe deșeuri. Însă șeful APM Maramureș nu a putut să precizeze cantitatea exactă, deoarece nu a primit o statistică detaliată de la firmele de salubrizare care acționează în județ. Dar acesta estimează că circa 65% din deșeuri provin din mediul urban. Pe 11 luni avem undeva în jur de 124.000 de tone, 124.600 de tone colectate, dintre care 3.500 de tone au fost și reciclate. Vis-a-vis de țintele care s-au fixat, unde nivelul de reciclare trebuie să ne ducă undeva înspre 50%, 55% în următorii 5 ani de zile, putem spune că este puțin. În prima jumătate a anului trecut s-au reciclat peste 400 de tone de peturi, mai bine de 160 de tone de plastic, în jur de 564 de tone de hârtie și circa 133 de tone de sticlă. De acum înainte însă, strategia va trebui schimbată, deoarece de la an la an va trebui să crească exponențial cantitățile de materiale reciclate. Este o cerință a Uniunii Europene. Zeci de băimăreni au reclamat la primărie modul de calcul al contribuției la cheltuielile Asociației de Proprietari. Cei mai mulți sunt nemulțumiți de repartizarea pierderilor de apă.
În decurs de un an, un număr de 16 proprietari au sesizat nereguli în modul de administrare a asociațiilor de proprietari din Baia Mare. Unii au reclamat modul de repartizare a pierderilor de apă, alții au fost nemulțumiți de salariile pe care și le-au stabilit administratorii și președinții de asociații. Majoritatea reclamațiilor a fost axate pe pierderile de apă. De asemenea, ni s-au avut și câteva reclamații în ceea ce privește modul de stabilire a calculului salariilor administratorului, președintelui, în ceea ce privește apartamentele neocupate. O altă problemă cu care se confruntă locatarii este faptul că proprietarii plecați în străinătate refuză să contribuie la cheltuielile comune, ori acest lucru este contrar legii. Proprietarul, indiferent că locuiește, nu locuiește acolo, are datoria să-și plătească cheltuielile, ceea ce privește proprietatea comună, bineînțeles. Cheltuielile pe persoană nu se plătesc pentru că lipsește acolo. Vasile Mureșan mai spune că în ultimul an s-au înregistrat 10 sesizări scrise privind modalitatea de întocmire a listelor de plată lunare cu privire la cheltuielile asociațiilor de proprietari. Totuși nu s-au înregistrat cazuri în care să fie necesară sesizarea organelor penale. Maternitățile nu mai au vaccin antihepatită B, avertizează medicii. Ce este mai grav e faptul că nici în farmacii nu se găsesc aceste produse. Din această lună, mai multe maternități din Maramureș se confruntă cu lipsa vaccinului antihepatită B, menționează dr. Carmen Sima, director adjunct al Direcției de Sănătate Publică Maramureș. Acesta este primul vaccin care se administrează micuților împreună cu vaccinul BCG. Din păcate, nici în farmacii nu se găsește serul care imunizează împotriva acestei boli. Practic, în farmaciile comunitare lipsesc mai multe vaccinuri încă începând din toamna anului trecut. Cel mai recent ne luptăm cu lipsa vaccinurilor pentru hepatită, antihepatitic B, în special pentru copii, și lipsa vaccinului antitetanus. În ciuda lipsei acestui vaccin, în principiu, schema de vaccinare ulterioară asigură imunitatea de care au nevoie copiii, însă numai în cazul în care mamele nu sunt purtătoare de antigen HBs pozitiv. Lipsa vaccinurilor este semnalată nu numai în maternități, ci și în cabinetele medicilor de familie. Schema de vaccinare conține un vaccin la 2 luni, unul la 4 luni, unul la 1 an. Acesta ține de cabinetul de medic de familie, în afară de cel care se fac în spital la naștere. Iar cele care se fac la cabinetul medicului de familie în luna decembrie și în luna ianuarie au lipsit. Vorbim despre Hexacima, un vaccin complex. Mai mult, președintele Colegiului Farmaciștilor Maramureș spune că în farmacii lipsesc și vaccinurile opționale. Găsim foarte greu vaccinurile opționale, adică antipneumococic. Părinții de foarte multe ori sunt nevoiți să achiziționeze aceste vaccinuri din străinătate. Institutul Național de Sănătate Publică informează că în cazul copiilor de 12 luni, acoperirea vaccinală este sub 81% pentru toate antigenele vaccinale, în timp ce ținta recomandată de Organizația Mondială a Sănătății este de 95%. De asemenea, aproximativ 15% dintre copii au fost incomplet vaccinați în raport cu vârsta din 2 motive, refuzul și neprezentarea. Cazurile de gripă sunt în creștere și în Maramureș. Aflați mai multe la știrile pe scurt. Maramureșul se află pe locul 9 în clasamentul județelor cu cele mai multe accidente de muncă înregistrate în perioada ianuarie-septembrie 2016. În intervalul menționat, în județul nostru au fost raportate 95 de accidente de muncă. Primele poziții în acest top sunt ocupate de București cu peste 800 de accidente de muncă, capitala fiind urmată de județele Brașov, Hunedoara și Petroșani. Încă 3 cazuri de gripă confirmate în Maramureș. Săptămâna trecută s-au înregistrat la nivel județean 2 cazuri de îmbolnăviri cu virus gripal AH3 confirmate de Institutul Național Cantacuzino, la 2 suspiciuni recoltate și trimise spre confirmare de către DSP Maramureș și un caz internat la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare. Persoanele nu au fost vaccinate antigripal.
Și 23 ianuarie este zi liberă pentru bugetari. Această decizie a fost luată pentru a lega weekendul 21-22 ianuarie de ziua liberă de 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române, votată ca zi liberă nelucrătoare în septembrie 2016 de către Parlament. Codul muncii prevede 14 zile libere acordate cu ocazia sărbătorilor legale. Coaliția pentru Baia Mare a anunțat în această după-amiază printr-un comunicat de presă că își va alege o nouă structură de conducere. Asta în cadrul adunării generale și în urma comunicării retragerii din coaliție a primarului ales al municipiului Cătălin Cherecheș. Potrivit aceluiași comunicat, adunarea generală va avea loc în 27 ianuarie, iar ordinea de zi va cuprinde subiecte referitoare la evaluarea activității consilierilor locali și județeni care fac parte din alianță, a vicepreședintelui Consiliului Județean Doru Ioan Dăncuș, dar și a viceprimarului cu atribuții de primar interimar Marinel Rob. De asemenea, în cadrul întâlnirii vor fi discutate și aspecte legate de stabilirea programului de acțiune pentru anul 2017, precum și acordarea sprijinului politic prin vot pentru viceprimarul cu atribuții de primar interimar sau luarea în calcul a deciziei ca aleșii băimăreni care reprezintă Coaliția pentru Baia Mare să intre în opoziție în cadrul Consiliului Local Baia Mare. Cei doi frați acuzați de ucidere a șefului de post din Vișeul de Jos rămân în arest. Asta a decis Curtea de Apel Cluj, magistrații instituției păstrând în vigoare decizia colegilor de la Tribunalul Maramureș. Curtea de Apel Cluj a respins contestația celor doi tineri suspecți în cazul uciderii șefului postului de poliție Vișeu de Jos, formulată împotriva măsurii arestării preventive dată de Tribunalul Maramureș. Magistrații clujeni au respins ca nefondate contestațiile declarate de Ioan Aurelian Tomoioagă și Marius Ovidiu Tomoioagă, iar decizia este definitivă. În 7 ianuarie, la solicitarea procurorilor, Tribunalul Maramureș a hotărât arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi tineri, în vârstă de 31 respectiv 22 de ani, suspecți de uciderea șefului de post a poliției din Vișeu de Jos, și asta pe considerentul că există indicii temeinice care să justifice că cei doi au fost în postul de poliție în 4 ianuarie, când a fost omorât șeful poliției din localitate. Vecinii unguri recrutează medici din România. Condiția este să aibă studiile necesare și să cunoască limba maghiară. Între anunțurile de locuri de muncă din străinătate valabile la această dată figurează și oferte în țara vecină. În Ungaria este disponibil un post de medic veterinar plătit cu 300.000-400.000 de forinți brut pe lună. De asemenea, sunt disponibile 30 de posturi în Danemarca pentru culegătorii de căpșuni. Agricultorii sunt plătiți cu echivalentul în coroane daneze a aproximativ 1 euro brut per kilogram, plus 6% spor de muncă grea, la care se adaugă 12% bani de vacanță aplicați la suma totală. Zugravii care cunosc limba germană au șansa să lucreze în Austria. Sunt 10 posturi vacante, iar termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 31 ianuarie. Tot în Austria sunt 10 oferte de muncă pentru lucrători forestieri. Britanicii au în continuare nevoie de personal pentru îngrijirea vârstnicilor. Alte posturi în lista EURE sunt în Belgia, Franța, Germania, Italia, Malta, Irlanda, Portugalia, Slovacia, Spania, de la operator mașini până la specialist testare software. Actualizarea site-ului propriu nu este o prioritate pentru reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. Ultimele comunicate de presă publicate sunt din anul 2014. Prezentă în emisiunea Cu cărțile pe față de ieri la televiziunea Teleplus Maramureș, Adriana Meșter, inspector școlar cu atribuții de comunicare în Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, a prezentat informații și date certe privind activitatea instituției pe anul 2016 și obiectivele pe 2017. Cu toate acestea, la activitatea de comunicare mai sunt probleme. Cu un simplu click pe pagina Inspectoratului Școlar Județean se poate vedea faptul că la secțiunea Comunicate de presă nu se află decât informații din 2013 și 2014. Întrebată de ce nu se regăsesc pe site-ul ISJ Maramureș toate comunicatele de presă, dar și alte informații publice, reprezentanta inspectoratului a evitat un răspuns punctual, menționând că preferă să utilizeze comunicarea pe e-mail cu presa. Am considerat că pentru o comunicare mai eficientă cu presa, deoarece comunicatele de presă sunt destinate presei în primul rând, să transmit toate informațiile direct pe mail tuturor reprezentanților mass media cu care colaborez. Vreau să vă spun că anul trecut
Verificându-mi adresa de mail, am avut 35 de informări și comunicate de presă transmise reprezentanților mass media. Asta înseamnă în medie vreo 3 informări pe lună sau comunicate. Nu puteau fi puse și pe site să existe acolo? Noi le vom posta pe site. Atragem atenția doamnei inspector că actualizarea site-ului și postarea tuturor informațiilor este o obligație care nu se negociază, ci se aplică în conformitate cu legislația în vigoare. Amenzi în valoare de peste 13.000 de lei, 9 permise de conducere reținute și 5 certificate de înmatriculare reținute. Acesta este bilanțul unor acțiuni ale polițiștilor de la circulație desfășurate în numai câteva ore. Pentru că neacordarea priorității de trecere pietonilor și traversarea neregulamentară se află printre principalele cauze care duc în Maramureș la accidente de circulație, polițiștii biroului rutier Baia Mare au desfășurat ieri mai multe acțiuni în trafic pentru identificarea și sancționarea celor care încalcă legea. În cadrul acestora, oamenii legii au depistat mai mulți pietoni care s-au angajat în traversarea drumurilor prin loc nepermis și conducători auto care au încălcat legislația rutieră. Valoarea amenzilor aplicate se ridică la suma de 11.500 de lei. De asemenea, polițiștii băimăreni au reținut 9 permise de conducere. La Cavnic, acțiunea polițiștilor locali s-a desfășurat în colaborare cu reprezentanții ai Registrului Auto Român Maramureș și s-a urmărit depistarea șoferilor care conduc autovehicule cu defecțiuni tehnice sau neechipate corespunzător. În urma controlului, polițiștii au dat 11 amenzi în valoare de aproximativ 2.000 de lei. De asemenea, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare. Comunele din județul Maramureș vor fi recompensate cu floarea soarelui. Nu este vorba de plante în sine, ci de tăblițe cu acestea, care vor fi acordate pentru cele mai harnice unități administrativ-teritoriale. Membrii filialei județene Asociației Comunelor din România au luat inițiativa de a organiza un concurs prin intermediul căruia să pună în valoare cele mai bine gospodărite comune din Maramureș. La intrarea în fiecare comună participantă și la sediul primăriei se vor afișa floarea soarelui, care este simbolul bunăstării. Am ales-o ca simbol între o floare a soarelui și 4 este maximum, care îl gândim noi acum, și în funcție de valoarea pe care o va stabili acea comisie, se vor afișa o floare sau două, trei și patru maxim. Competiția se numește Comuna din Maramureș, Comună Înfloritoare, dar ideea a fost furată de la alte state europene. Inițiatorii s-au gândit și la o grilă de evaluare, dar și la un grup de evaluatori care ar trebui să fie alții decât primarii din județ. În această grilă va fi cuprins cu prioritate utilitățile de care dispune fiecare unitate administrativă. Vor fi cuprinse aspectul exterior al primăriei, al instituțiilor care sunt în fiecare unitate administrativă, cât și aspectul general al comunei. Potrivit președintelui ACOR, Maramureș se va ține cont și de gospodăriile cetățenilor, dar și de organizarea activității din primărie. CSM Știința a început pregătirile. Mai multe informații aflați la rubrica Sport. În sala polivalentă Lascăr Pană din Baia Mare are loc trofeul Minaur la handbal masculin. Competiția se află la prima ediție, iar în cadrul acesteia vor participa 2 echipe din Liga Națională și 2 formații din Divizia. Clubul sportiv Minaur Baia Mare organizează o competiție amicală de handbal masculin. Pe lângă gazda turneului, la această întrecere amicală va mai participa colega de serie CSM Oradea, precum și echipele de Liga Națională Potaisa Turda și CSM Satu Mare. Turneul este intitulat Trofeul Minaur, iar acesta are loc în perioada 19-21 ianuarie. În 19-21 va fi turneul, un turneu de pregătire, zic eu, util pentru echipă după pauza de iarnă. Avem 2 echipe de Liga Națională care au confirmat prezența, Turda și Satu Mare, urmând ca să completăm pentru a fi 4 echipe cu Oradea, partenera de întrecere din Seria B a Ligii a doua.
Competiția debutează mâine de la ora 14:30 cu partida dintre Minaur și CSM Satu Mare, iar de la ora 19 va avea loc meciul dintre Potaisa Turda și CSM Oradea. Vineri de la ora 13, CSM Satu Mare se va duela cu CSM Oradea, iar de la ora 14:45 Minaur va întâlni Potaisa Turda. Sâmbătă, cu începere de la ora 11, CSM Satu Mare va juca cu Potaisa Turda, iar turneul va fi închis cu partida dintre Minaur și CSM Oradea, care va avea loc de la ora 13. La finalul competiției, echipele vor primi diplome și cupe în funcție de locul obținut în clasament. De asemenea, se vor oferi premii speciale pentru cel mai tehnic jucător și cel mai bun portar al turneului. Toate partidele din cadrul trofeului Minaur se dispută în sala polivalentă la Scărpană, iar accesul publicului este gratuit. Componenții echipei CSM Știința Baia Mare s-au reunit la începutul acestei săptămâni. Sub comanda antrenorului secund Vasile Lucaci, rugbiștii băimăreni au efectuat primul antrenament din acest an. Componenții vicecampioanei României CSM Știința Baia Mare s-au reunit pentru prima oară în acest an. Sub comanda secundului Vasile Lucaci, jucătorii vor efectua prima parte a acestor pregătiri de iarnă pe plan local, urmând ca în perioada următoare să se stabilească dacă se impune sau nu un cantonament. De la reunirea lotului au lipsit însă jucătorii străini care se vor alătura echipei în această săptămână. De asemenea, antrenorul principal Eugen Apioc și jucătorii Cristian Chirică și Mihai Lămboiu sunt prezenți în această perioadă la Naționala României sub 20 de ani, care efectuează un cantonament de pregătire la Izvorani în vederea participării la campionatul european. Returul Superligii de rugby va avea loc la sfârșitul lunii martie. În prima etapă, CSM Știința Baia Mare va evolua în deplasare la Politehnica Iași. După prima parte a campionatului, formația băimăreană ocupă poziția a treia a clasamentului cu 21 de puncte, cu 3 mai puține față de Timișoara Saraceni și Steaua București, care împart primele două poziții. A șasea ediție a memorialului Bogdan Mandi la fotbal va avea loc în 4 februarie. Competiția este organizată de Asociația Județeană de Fotbal Maramureș, la inițiativa președintelui Comisiei de Observator Dan Marchiș. La începutul lunii februarie are loc o nouă ediție a memorialului Bogdan Mandi, organizat în memoria fostului arbitru care a decedat în anul 2005. Născut în 27 februarie 1984, Bogdan Mandi, originar din Baia Mare, a jucat ca junior la FC Viorel Mateianu. Absolvent al cursului pentru arbitri organizat de Comisia Județeană de Arbitri din cadrul AJF Maramureș, promoția 1999, a ajuns arbitru de categoria 1. În amintirea lui, sâmbătă 4 februarie, are loc a șasea ediție a memorialului care îi poartă numele. Programul competiției va fi publicat în funcție de echipele înscrise. Meciurile se vor disputa pe terenul sintetic de la Colegiul Tehnic Angel Saligny. Competiția este organizată de Asociația Județeană de Fotbal Maramureș la inițiativa președintelui Comisiei de Observatori Dan Marchiș. Echipele câștigătoare vor primi cupe și diplome. Doamnelor, domnilor, știrile de astăzi au ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră de Facebook Teleplus Maramureș, precum și site-ul nostru teleplus.ro. O seară bună să aveți, ne revedem mâine!
De ce să vii la Optica Botoș? Pentru că oferim servicii complete de optică medicală la cele mai înalte standarde, plus o colecție variată de rame de ochelari și lentile de contact. De ce Optica Botoș? Pentru că te ajută să alegi ochelarii perfecți pentru tine, iar consultația este gratuită. Optica Botoș, 25 de ani de profesionalism și seriozitate. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Cosmetică, îngrijire corporală, unghii tehnice. Produsele necesare pentru profesioniștii de succes. Wigmont îți aduce produsele profesionale de calitate superioară. Te invităm la noul magazin de pe strada Unirii, numărul 4x3, de luni până vineri, de la orele 9 la 19 și sâmbătă de la 9 la 14. Wigmont este distribuitorul tău în materie de produse profesionale de înfrumusețare. Te așteptăm cu drag! Când ai probleme cu mașina ta, ai încredere în specialiștii de la Servisenga. Servisenga oferă garanția serviciilor de reparații și întreținere auto cu cea mai modernă tehnică. Experiența dobândită de-a lungul timpului a dus la dezvoltarea de servicii complete de mecanică, servis roți, electrică și diagnoză, climatizare și climă. Servisenga îți repară mașina prompt, iar specialiștii îți oferă garanție pentru toate serviciile efectuate în mod profesionist. Servisenga, cel mai bun pentru mașina ta. Antrenează-ți creativitatea și pasiunea.